Grupul mobil de greniceri a reținut pe malul râului Prut, în sectorul Taxobeni, doi cetățeni ai Republicii Moldova în vârstă de 33 și respectiv 38 de ani, în momentul organizării trecerii ilegale a țigărilor peste frontieră. Ei intenționau să treacă ilegal în România 2500 de pachete de țigări de marcă Winston de proveniență moldovenească, cu un moto deltoplan. A fost văzut un aparat de zbor neidentificat, care a fost fixat și de partea română, cât și de colaboratorii noștri din cadrul pichetului de grânceri Taxobeni. La fața locului înseamnă că au fost depistate 2500 de pachete de țigări Winston, care erau împachetate în doi saci bine pregătiți, care erau ulterior puși la motodeltoplanul care a fost reținut. Potrivit șefului Direcției Regionale de Supraveghere și Control al Frontierei, planul de reținere al contrabandiștilor a fost dezvoltat timp de 2 zile, când suspecții efectuau zboruri de probă. Persoanele date n-au fost identificate la primul zbor efectuat de dumnealor, tot efectuat pe timp de noapte, dar ne-au dat de bănuit locul, împrejurimile și am pus un post de observare pe direcția dată. La fața locului au ieșit desemne pe automobile, acolo au venit în teren, acolo au desfăcut, l-au luat și l-au montat și ne-au dat și nouă careva cursuri, lecții, cum se poate de manevrat, cum se poate de lucrat, de ridicat în aer și de condus așa un mijloc. În prezent, cazul este anchetat de poliție. Atât marfa sechestrată, cât și persoanele reținute se află în prezent la comisariatul de poliție a raionului Fălești.